Psalmistul spunea, o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunea Lui față de fiii oamenilor. Vreau să vă ofer astăzi cunoștință, motive de a lăuda pe Domnul. Aceasta privind în Scripturi, noi putem să le vedem și în viața noastră, dar Scriptura are autoritate desăvârșită. Așa cum scrie și în Isaia, capitolul 63, de la versetul 7, voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi, voi spune marea Lui bunătate față de casa lui Israel, că ce a făcut după îndurările și bogăția dragostei Lui. Asta puteau să spună evreii, dar și noi avem mari motive să ne lăudăm, așa cum este scris în Efeseni, la capitolul 2, versetul 4, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, după dragostea cea mare care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare, observați dimensiunea asta, nemărginită bogăția harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Lăudat să fie Domnul! Ce înseamnă să fii plin de bunătate? Cum este Dumnezeu plin de bunătate? Spunea psalmistul David la 145, versetul 7, să se trâmbițeze aducerea minte de nemărginita ta bunătate. Deci plin înseamnă ceva nemărginit pentru noi și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Cum operează bunătatea Domnului în complexitatea caracterului său? Vom vedea. Dar pentru început vă citesc câteva versete, pentru că am de unde din plin, e plină Scriptura de referințe la bunătatea Domnului. Voi selecta unele dintre ele. Spunea Avram, citesc din Genesa, capitolul 18, versetul 25, când a mijlocit pentru Sodoma să o mor, tu pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă ca și cel rău, departe de tine așa ceva, departe de tine, că și cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate. Deci, Dumnezeu în bunătatea Lui, cum avem noi o vorbă, nici pe departe nu poate fi altfel. Psalmistul la 62 cu 11 spunea, și el tot în privința aceasta, a ta, Doamne, este și bunătatea, căci tu răsplătești fiecăruia după faptele lui. Iar în Roman, la capitolul 2, fiind vorba de vremea în care Dumnezeu așteaptă să ne întoarcem la El, este scris cum Dumnezeu își manifestă bunătatea, pe care trebuie să o vedem și să ne folosim de harul bunătății sale. Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduințe și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? O, de a-mi vedea o bine și să o valorificăm, pentru că Dumnezeu are și asprime, dar astăzi e lecția despre bunătate. Să amintim mai întâi câteva afirmații divine despre bunătatea sa deplină. Pe lângă citatul acela din Exod 34 cu 6 și 7, citim și din cartea profetului Ieremia, capitolul 31, unde Domnul vorbea prin profet în versetul 3, spunea că iubește cu iubire veșnică și păstrează bunătatea. Dar apoi scrie aici în versetele 11 la 14 cum izbăvește, cum evreii vor alerga la bunătățile Domnului, cum se vor veseli. Și citesc textual doar 14. Voi sătura de grăsime sufletul preoților și poporul meu se va sătura de bunătățile mele, zice Domnul. Deci el și-a propus să ne inunde cu bunătatea, pentru că fiind plin are de unde. Să ne amintim și de Domnul Iisus Hristos, care atunci când a discutat cu tânărul bogat, cum este numit,
l-a corectat și a zis că unul singur este bun, Dumnezeu, adică bunătatea lui nu poate fi comparată cu bunătatea noastră. Noi trebuie să tindem într-acolo. Dar voia să spună Domnul că Tatăl are o bunătate perfectă. Să amintesc și câteva afirmații ale Sfinților despre acțiunile plinătății bunătății lui Dumnezeu. În Psalmul 33, în versetul 5, psalmistul spunea: Bunătatea Domnului umple pământul. Vedeți cât este de multă. În 36 cu 5, bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri. Tot aici, versetul 7, cât de scumpă este bunătatea Dumnezeului, la umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Toți se pot ascunde în bunătatea Domnului. Tot din Psalm 57 cu 10, căci bunătatea ta ajunge până la ceruri. Deci iată ce exprimări binecuvântate despre bunătatea Domnului. Sau mai încolo, în cartea psalmilor, la psalmul 100, versetul 5, Domnul este bun, bunătatea lui ține în veci. Sau 103 cu 4 și 5, că suntem pe aproape. El ne încrunează cu bunătate și îndurare și ne satură de bunătăți bătrânețea. Toate astea în bunătatea lui cea mare. Slăvit să fie Domnul pentru bunătatea lui desăvârșită. Căci este bun, cântau evreii, căci îndurarea lui ține în veci. Neemia are câteva exprimări frumoase, de asemenea, în cartea sa despre bunătate. Scrie în capitolul 9, versetul 17. Îl numește pe Dumnezeu bogat în bunătate. În versetul 25 de aici scrie despre bunătatea ta cea mare. Deci, toți care au avut de-a face cu Dumnezeu n-au putut să nu observe această imensitate, acest ocean de bunătate a lui Dumnezeu. De aceea avem noi expresia bunul Dumnezeu. Da. Bun este Domnul, slăvit să fie numele Lui. În cartea profetului Ioel, la capitolul 2, versetul 13, este scris despre cei care se aflau sub mânia divină datorită păcătoșeniei lor și sunt chemați să se întoarcă la Domnul. Că și aici e scris că Dumnezeu este bogat în bunătate și pare rău de relele pe care le trimite. Deci Dumnezeu, când aplică anumite măsuri, o face nu din plăcere, dar când este bun, o face cu mare pasiune. Are plăcere să fie bun. Să luăm câteva exemple, să observăm bunătatea Domnului pentru câteva categorii de oameni. În primul rând, oameni care îl cunosc și se încred în bunătatea lui. Foarte important. În Psalmul 31, versetul 19, este scris despre raportarea aceasta la bunătatea lui Dumnezeu și, în mod normal, un asemenea studiu are menirea să ne conștientizeze mai mult, să ne facă să simțim bunătatea Domnului mai la îndemâna noastră și să putem apela la ea. Citesc Psalmul 31 cu versetul 19. O, cât de mare este bunătatea ta pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine, e o primă calitate, și pe care o arăți celor ce se încred în tine în fața fiilor oamenilor. În momente critice, cine s-a temut de Domnul, se poate încrede în El, cum scrie despre Daniel și despre ceilalți trei. Fiind credincioși, au avut încredere în Dumnezeu, că îi scapă.
Tot de aici, de aproape, citim din Psalmul 33, de la versetul 18, iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. Ca să le scape sufletul de la moarte, să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul, este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui Cel Sfânt, Doamne. Fii îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine. Să ne amintim de Iacov, care a avut parte de prosperitate datorită bunătății Domnului, cum spunea el fratelui său Esau în Genesa, capitolul 33, versetul 11. Să ne amintim de binecuvântările țării promise pentru poporul evreu, când Dumnezeu le-a promis că le va da an de an binecuvântare, har, când era vorba de anul al șaptelea și trebuia să se odihnească și pământul. Dumnezeu le-a dat în anii anterior, din plin. Scrie în cartea Deuteronom, la capitolul 28, unde sunt listate întâi binecuvântările de la versetul 11, Domnul te va copleși cu bunătăți și o ia la rând, din familie, în gospodărie, cerul le va fi favorabil și toate nu vor trebui să ia împrumut, ci dimpotrivă vor avea suficient ca să dea ei cu împrumut. Sau scrie în Psalmul 68, versetul 10, pe aceeași temă, poporul Tău și-a așezat locuința în țara pe care prin bunătatea Ta, Doamne, o pregătise pentru cei nenorociți. Domnul s-a îndurat și după ce a fost nevoit să-și pronunțe mânia în cazul robiei babiloniene. Când s-au întors înapoi, povestește Ezra în cartea lui în mod repetat în capitolul 8 cu mâna cea bună. Este un simbol al bunătății Domnului când El își deschide mâna, cum spunea psalmistul, toate au cele necesare. Mâna cea bună a Domnului a fost peste ei, i-a păzit, a făcut ca împărații să le fie favorabili, că toate vin din bunătatea Domnului, nu există alt izvor. Cineva a întrebat cum e posibil ca să fie Dumnezeu și să se întâmple atâtea rele pe pământ. Cum se justifică? Și cel credincios a răspuns, celui necredincios, celui ateu, explică-mi tu de unde atâta bunătate fără Dumnezeu. Numai că oamenii adesea consideră bunătatea ca ceva de la natură sau prin propriile realizări. Nu, bunătatea este un act al harului lui Dumnezeu pentru noi, exprimat în toate dimensiunile, în toate nevoile, în toate domeniile vieții. Vreau să observăm în al doilea rând bunătatea Domnului față de cei răi. Că atunci se vede bunătatea când nu te rezumi la cei apropiați, la cei iubiți. Spunem Psalmul 17, versetul 14, de oamenii lumii acesteia, cărora Dumnezeu le umple pântecele cu bunătăți. Asta e dovada bunătății. Sau cum spunea psalmistul Asaf în 73, de la versetul 1, da, bun este Domnul cu Israel, totuși era să mi se îndoaie piciorul, să-mi alunce pașii când mă uitam cu jil la cine ocotit și când vedeam fericirea celor răi. S-a mirat văzând că au de toate. Da, pentru că Dumnezeu este bun. Asta a știut Iona prea bine când s-a temut că Dumnezeu se îndură de nineveni. Și spunea, știam că ești bun. Să știm și noi, de aia Dumnezeu se îndură de lumea aceasta. Așa spunea și Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte, citesc din Luca 6, versetul 35. Că Dumnezeu este bun și cu cei nemulțumitori. Sunt atâția care nu recunosc că tot ceea ce avem vine de la Domnul prin bunătatea Lui. El este bun și cu cei răi, pentru că este bun, de aceea se manifestă cu bunătate. Dumnezeu este bun față de întreaga creație, este bun și cu natura.
cu animalele, cu plantele și dacă suferă, suferă din cauza noastră. Dar Dumnezeu, în mod normal, îngrijește de tot ceea ce a creat. Spune Scriptura în Psalmul 65, vă citesc de la versetul 9. Tu cercetezi pământul și îi dai belșug, îl umple de bogății și de râuri Dumnezeu și pline cu apă. Tu le dai grâu care iată cum îl faci să rodească, iuți brazdele sfărând bulgări și moi cu ploaia și binecuvântezi răsadul, încurunezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Și în Psalmul 104 citim de asemenea în privința bunătății Domnului față de cele create, de la versetul 28, le-o dai, e vorba de hrană și de animale, ele o primesc, îți deschizi tu mâna, ele se satură de bunătățile tale. Da, toate acestea le face Domnul pentru că este bun. Și iar mă gândesc la cuvintele psalmistului, o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Când cineva din jur ne face un gest de bunătate, îl ține minte, că suntem recunoscători, dar la cât face Dumnezeu? Cât ar trebui să-L lăudăm? Să povestim, să ne minunăm? Hai să urmărim împreună, înainte de trece la aplicații, încă un exemplu. Bunătatea Domnului manifestată prin atitudinea de bunătate a oamenilor pentru alți oameni. Știați asta? Că oamenii n-au bunătate de la ei? Că Dumnezeu pune bunătate în ei și tot ceea ce se răsfrânge în jur vine tot de sus? Este, am putea spune, o bunătate indirectă sau la a doua mână a Domnului, spune Scriptura în Cartea Genesei despre Iosif când a ajuns în închisoare. Citesc capitolul 39, versetul 21. Domnul și-a întins bunătatea peste el. Cum? L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. Da. La fel au amintit despre Ezra, despre Neemia, care au primit favoare de la împărat. Ce să mai spun de Ieremia? Dumnezeu a motivat inima lui Nebucadnețar și a celorlalte căpetenii să se poarte frumos cu Ieremia, să-i dea daruri, să-l lasă să aleagă dacă rămâne în țară sau să duce cu ei în Babilon. Este mâna Domnului care, așa cum mi-amintesc când spunea un frate că Domnul a zis să fii atent la o anumită persoană care poate era pornit rău împotriva lui și a zis așteaptă până Domnul va pune mâna pe inima lui și îl va întoarce cu fața favorabilă spre tine. Iată un alt motiv de a lăuda pe Domnul. Să trecem acum însă la aplicații. Prima, încrederea în bunătatea Domnului trebuie să fie dovedită prin rugăciunea cu credință și nădejde. Nu se poate să conștientizezi bunătatea Domnului și să nu se răsfrângă asta asupra vieții de credință, a stării sufletești, să nu se vadă din cuvintele rugăciunii, chiar în momente critice. Noi apelăm la Domnul căci este bun. Să ne amintim de împăratul Siriei care a fost sfătuit de ai lui să se zmerească să vină la împăratul lui Israel că au aflat ei că e milos. Și doar pe vorba asta au îndrăznit. Dar noi, după cât știm despre Dumnezeu că este bun, avem toate motivele să îndrăznim. Și pentru că asta trebuie să se reflecte în rugăciune, voi citi mai multe versete din Psalmi, unde avem atâtea rugăciuni. Începem cu cele scrise în Psalmul 13, versetul 5. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale.
Întorc pagina 17 cu 7. Iar o rugăciune. Arată-ți bunătatea ta cea minunată. Tu care scapi pe cei ce caută adăpost și izbăvești de potrivnicilor prin dreapta ta. Psalmul 36 cu 10. Tot o rugăciune. Întinde și mai departe bunătatea peste cei ce te cunosc și dreptatea peste cei cu inima neprihănită. Psalmul 40 cu 11. Nu țin în inima mea îndurarea ta, ci vestesc adevărul tău și mântuirea ta. Și nu ascund bunătatea și credincioșia ta în adunarea cea mare. Am citit și 10. Și acum 11. Tu, Doamne, nu vei opri îndurările tale, ci bunătatea și credincioșia ta mă vor păzi totdeauna. Așa să facă Domnul. Psalmul 61, versetul 7. Fă ca bunătatea să vegheze asupra lui, alături de credincioșie. 65 cu versetul 5. În bunătatea ta tu ne-ai ascuns prin minuni. Și acum scrie în versetul 2. Ce asculți? Tu asculți rugăciunea. Așadar să îndrăznim la Domnul, cum scrie și în 69 cu versetul 13. Dar eu către tine mă înalț rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită, în bunătatea ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, și dă-mi ajutorul tău. 16, tot de aici. Ascultă-mă, Doamne, căci bunătatea ta este nemărginită. În îndurarea ta cea mare, întoarce-ți privirile spre mine. Amin. Așa să facă Domnul pentru noi. Așa cum spuneam, chiar în momente critice, cum scrie în Psalmul 94, versetul 18. Ori de câte ori zic, mi se clatină piciorul. Bunătatea ta, Doamne, mă sprijinește totdeauna. Și fiind vorba de momente critice, să ne oprim și în plângerea mea la capitolul 3, unde este scris de ceea ce ne dă aripi și nu ne lasă să cădem la pământ. Citesc de la versetul 22. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. 25. Domnul este bun cu cine dăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Așadar, să apelăm la Domnul, rugându-l să-și aducă aminte de noi în bunătatea sa. Dar dacă așa îl credem pe Dumnezeu și așa îl dorim să se comporte cu noi, cred că este o aplicație legitimă și imediată să dorim să avem un comportament plin de bunătate, pentru că și noi am avut parte de bunătatea Domnului cea minunată. Să poată și alții interveni la noi, cum intervenim noi la Domnul. Eu când mă aud pe câte unul care refuză sau vrea să nu aibă o inimă deschisă, bunăvoință față de cineva, îi zic așa mai încet, nu fi rău. Noi avem de-a face cu un Dumnezeu bun. Amintiți-vă de Iacob, despre care scrie Genesa 37, că la bătrânețe, în slăbiciune, a zis fiului său, citesc versetul 29 de aici, poartă-te cu bunătate și credincioșie față de mine. Și așa s-a portat Iosif, nu numai cu tatăl său, și cu frații săi. El a avut parte de bunătatea Domnului și n-a uitat asta. El n-a făcut după cum i-a făcut frații lui. El i-a făcut celorlalți după cum i-a făcut Domnul lui. Să ne amintim apoi de Ionatan, care îi spunea lui David, citesc din 1 Samuel la capitolul 20, atunci când acesta din urmă era încă un partizan, dar Ionatan știa că va ajunge pe tron și a zis: dacă voi mai trăi să te porți față de mine cu o bunătate ca a Domnului și să nu-ți îndepărtezi niciodată bunătatea față de casa mea. Și David și-a adus aminte de vorba asta. Ba cred mai mult de bunătățile Domnului care scrie atât de larg pe larg în cartea
psalmilor de unde am citit. De aceea, când a ajuns pe tron, pune în cartea a doua lui Samuel, capitolul 9, a zis, citesc versetul 3, nu mai este nimeni în casa lui Saul ca să mă porc el cu bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu, ce și-a propus. El, care a fost recunoscut și de socrul lui, că n-a răspuns cu răutate la răutate, ci cu bunătate la răutate. Bine spune fiul lui David în Proverbe, capitolul 19, versetul 22. Și să nu uităm asta și să dorim. Ceea ce face farmec unui om este bunătatea lui. O dorim? Dumnezeu dorește așa să fie. Să manifestăm bunătate, să fim înțeles de la El. Altfel, e rău, spunea Domnul prin cartea profetului Osea, în 6:6, că-și bunătate voiesc, nu jertfe. Da, Dumnezeu vrea să avem un comportament practic care să-i semene. Dar să citim și din Noul Testament că avem niște perle de versete despre bunătate. Scrie în Coloseni, capitolul 3, versetul 12, ca niște aleși ale Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină și între care apare și bunătatea. Și cum din prisosul inimii vorbește gura, dacă suntem buni, să știți că e falsă exprimarea aceea, că eu sunt bun de inimă și rău de gură. N-are de unde să scoată gura rele dacă nu din inimă. Citim și în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 11, tot despre bunătate. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeu nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Dorință de bunătate. Știți că în roda Duhului este și bunătatea și facerea de bine. Una este ceea care ține de atitudinea interioară și cealaltă de manifestare exterioară. Deci, Dumnezeu vrea să fim bun pe dinăuntru și bun pe din afară și să o facem asta cu toată inima, cum scrie și în Latit 2:14, că după ce am fost curățați, Dumnezeu vrea să fim plini de râvnă pentru fapte bune. O a treia aplicație. Este normal să ne dovedim bunătatea prin tot ceea ce facem pentru Domnul și să facem în numele Domnului, să-i dăm Domnului tot ce va fi mai bun și darul de bunăvoie cum se aduceau la templu odinioară, să-L lăudăm pe Domnul pentru bunătatea Lui. În locul acelor daruri, acum să ne aducem jertfa buzilor noastre. Și aici vreau să mă opresc din nou la câteva cuvinte din cartea psalmilor, care ne îndeamnă să-L lăudăm pentru bunătatea Lui. Cred că ar trebui de mai multe ori pe zi și chiar noaptea când ne trezim să spunem sub diferite forme de exprimare recunoștința noastră, mulțumirea, aprecierea noastră pentru bunătatea Domnului. Scrie în psalmul 59, versetele, citesc de la 16, dar eu voi cânta puterea ta, dis de dimineață, voi lăuda bunătatea ta, că tu ești un tur de scăpare pentru mine, un loc de scăpare în ziua necazului meu, o tăria mea, pe tine te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, este turnul meu de scăpare. Psalmul 92, versetele 1 și 2, este scris tot în privința aprecierii bunătății Domnului. Frumos să lăudăm pe Domnul, să mărim numele Tău prea înalt, să vestim dimineața atunci când se înnoiește, fac o relație cu ce am citit în cartea plângerilor, dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta. Adică seara să constatăm că Domnul a fost credincios pe tot parcursul zilei și și-a păstrat bunătatea.
Apoi în psalmul 101, din nou în aceeași idee, voi cânta bunătatea. În versurile noastre și ce frumoase sunt acele cântări despre bunătatea Domnului. Iar în psalmul 107, de unde am amintit la început ce se așteaptă și ar trebui să se audă de pe buzele noastre, scrie despre oameni care au fost răscumpărați, care au fost izbăviți din diferite necazuri, vindecați și după fiecare episod scrie: o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fii oameni. Din exprimarea aceasta înțeleg că nu se face asta. Acest o este oftare. Să o facem și retroactiv pentru ce a fost. Eu în vremea în care Dumnezeu m-a îngăduit să mă cercetez, am rămas uimit în viață de două lucruri. Primul, de mulțimea bunătății Domnului față de mine. Și doi, de mulțimea greșelilor mele într-o viață de 55 de ani, cât am acum. De aceea m-am simțit copleșit și mă simt dator să vă îndemn și eu, îmi imput că nu laud suficient de mult pe Domnul pentru bunătatea Lui. Numele Lui să fie slăvit. Să spune mereu, cum scrie în Psalmul 115, nu nouă, Doamne, nu nouă. Și numele Tău dă slavă pentru bunătatea și credincioșia Ta. Sau cum spune în Psalmul 117, chiar dacă e scurt și noi chiar dacă uneori în expresii scurte spunem asta, dar să o spunem. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-o toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi. Și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul. Lăudat să fie numele Lui. Și o a patra și ultima aplicație. Dat fiind cunoștința noastră despre bunătatea Domnului, să mijlocim înaintea Lui și pentru alții, ca să lucreze cu bunătate față de ei. Chiar dacă El va decide măsura îndurării și felul în care va lucra, noi să dorim să se comporte cu bunătate față de ei. Să nu dorim pentru nimeni să-L judece Domnul, pentru nimeni să se poarte cu asprime sau să-L pedepsească. Repet, știe Dumnezeu ce are de făcut, dar de partea noastră, noi trebuie să dorim să se poarte Dumnezeu cu bunătate, să mijlocim așa cum a mijlocit Moise, scrie despre el în Cartea Numeri, la capitolul 14, de la versetul 11, că atunci când Dumnezeu vrea să nimicească poporul, când cu iscoadele astea, după episodul acela cu vițelul de aur, când din nou Domnul a vrut să-i nimicească, pentru că vorba lui Moise, de câte ori au atâțat ei mânia Domnului, dar el s-a rugat, că a fost, spune Biblia, cel mai blând om de pe fața pământului. Nu s-a mai comportat ca atunci când a ucis egipteanul și l-a ascuns în nisip, ci cu multă bunătate. Spune Scriptura în Numeri 14, la versetul 11, că Domnul lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? De aceea îi voi lovi cu ciumă și voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât ei. Și Moise n-a zis, bine, Doamne, lasă fiu eu strămoșul acestui neam. Nu? A zis, scrie versetul 18, Doamne, Tu ai spus că ești în cel amânie și bogat în bunătate, iar fără de legea, Doamne, îndură-te. Iart, și scrie versetul 20, că Dumnezeu a primit mijlocirea și a zis, iert, cum ai cerut? S-a rugat, cum știți, pentru fratele său. Avem un alt exemplu în Cartea a doua Cronicilor, capitolul 30, unde scrie despre regele Ezechia lui Iuda, care a apelat la Dumnezeu cu mijlocire pentru cei ce nu se curățiseră și au participat la sărbătoare, ceea ce putea să fie foarte periculos. Dați-vi sfințenia Dumnezeu să ne amintim de fiul lui Aaron care au fost arși. Dar citim aici în versetul 18, pentru că o mare mulțime din popor, Efraim, Manasi, Sar, Zablon, nu se curățise și au mâncat paște, nu după cele scrise, dar Ezechia s-a rugat pentru ei zicând, Domnul care este bun,
să ierte pe toți. Cei ce și-au pus inima să caute pe Domnul Dumnezeu părinților lor, măcar că n-au făcut sfânta curățire. Și Domnul a ascultat pe Ezechia și a iertat poporul. De ce este important să se mijlocească? Pentru că Dumnezeu spre cei păcătoși nu poate privi cu drag uneori, nici nu poate privi ca să nu-i nimicească. Dar cei ce sunt credincioși sunt în favoarea Lui, dacă sunt prea iubiți și scumpi, așa ca Daniel, care și la rândul le-a mijlocit, pe aceștia Dumnezeu îi ascultă. Foarte important. Pe acest principiu beneficiem noi de mijlocirea Domnului Iisus Hristos. El este Fiul prea iubit și Tatăl se lasă înduplecat. În ce sens? Nu că Tatăl nu-i bun, că despre asta vorbim, dar El este drept, El este sfânt. Dar bunătatea Lui trece peste păcatele noastre. Evident, cu dorința ca noi să ne pocăim, așa cum s-a rugat și Ezechia, că și-au pus inima să caute pe Domnul. Este așadar tot o aplicație a bunătății Domnului. Să recapitulăm. Deci bunătatea Domnului ne permite să ne încredem în El și să apelăm cu rugăciune pentru noi. Apoi să apelăm cu rugăciune pentru alții. Apoi, să îl lăudăm pe Dumnezeu pentru bunătatea sa. Și în al patrulea rând am spus să avem și noi un comportament plin de bunătate, pentru că la rândul nostru am avut parte de bunătatea Domnului. În încheiere vreau să menționez două idei. Domnul Dumnezeu analizează tot ce face pentru a face numai lucruri foarte bune. El își păstrează tronul de domnie și prin bunătate. La sfârșitul zilor din săptămâna creației, tot ce a făcut Dumnezeu era foarte bun. Și noi putem constata privind în natură. Iacob spunea în epistola sa, în capitolul 1, la versetul 17, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pocăiți la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Da? Deci, Dumnezeu are grijă ca tot ceea ce face să fie bun. Nu că ar putea izvorâ din el ceva rău. Dar și când este vorba să pedepsească, o face tot pe baza bunătății ca să-i salveze pe cei buni, să nu-i corupă de tot ce e răi. Și când va judeca în ziua de apoi, tot bunătatea lui se va vedea, pentru că i-a salvat pe cei credincioși. Și că i-a răbdat multă vreme pe cei necredincioși. Și dar din Dumnezeu nu poate curge decât bunătate. Și acest principiu este prezentat și pentru împărați. Așa cum i-au spus bătrânii lui Roboam, să se poarte cu bunătate, că își poate păstra tronul de domnie. Este scris și în Cartea Psalmilor, la 89 cu 14, despre Dumnezeu, că bunătate și credincioșia sunt înaintea feței Lui, alături de dreptate și judecată, acolo la scaunul Lui de domnie. Iar Solomon spunea în Cartea Proverbele un adevăr de care fiul său n-a vrut să ține cont. Scrie în 20 cu 28, bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat. El își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Adică Dumnezeu își adună oameni pentru împărăție, nu în forță, și bunătatea Lui ne captează, ne magnetizează, ne atrage pe toți. Să-L admirăm și pe măsură ce ne apropiem de El, devenim și noi schimbați prin Duhul Domnului, prin acea facere de bine și bunătate, ne înnobilează mintea și apoi asta se răspunde asupra faptelor în viața noastră. Pentru că spun într-o a doua idee, în ceea ce ne privește pe noi, bunătatea Domnului este motivația în baza căreia ne apropiem de El, dar și harul pe care le-au cei ce cred în El cu dorința sinceră de a deveni și ei la fel de buni.
Ar fi nonsens să afirmăm un Dumnezeu atât de bun și să nu învățăm și noi de la El. Să nu ne silim să fim și noi buni, să nu dorim din toată inima rugăciunile noastre, în toată practica vieții noastre. Cum spunea cineva, învață să fii bun, după aceea să fii mai bun, după aceea să ajungi foarte bun și în final să fii plin de bunătate. În Psalmul 25, David spunea, citesc versetele 6 la 8, adus aminte, Doamne, din durare și bunătatea că sunt vernice. Nu ți-aduci aminte greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci adus aminte de mine după îndurarea ta, pentru bunătatea ta cea mare. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. Da? Și spune apoi în 26 cu 3, căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul tău. Iată, un angajament al psalmistului care trebuie să luăm și noi. Sau scrie în Psalmul 48 cu 9, Dumnezeule, la bunătatea ta ne gândim în mijlocul templului tău. E foarte important cum gândim. Spune Scriptura în Cartea Proverbelor despre gândurile noastre. În 14 cu 22, în adevăr, cei ce gândesc rău se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Deci schimbarea trebuie să plece de la minte, conștientizând toate acestea. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, așa să gândim și așa să trăim, ca să fim plăcuți Domnului. Citesc tot din Cartea Psalmilor de la 107, versetul 43, în aceeași idee. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri? Să fie culoarea minte la bunătățile Domnului. Iar în Psalmul 119, versetul 84, stă scris, poartă-te cu robul tău după bunătatea ta și, asta e aplicația, învață-mă orânduirile tale. Adică învață-mă, Doamne, să fiu și eu bun. Să ne dea Bunul Dumnezeu harul acesta. Scrie și în 143 cu 8, fă-mă să audiți dimineață bunătatea ta, că-și mă încred în tine. Și apoi aplicația, arată-mi calea pe care trebuie să umblu, că-și la tine îmi înalt sufletul. Și scrie în versetul 10, un verset care într-o vreme l-a luat ca moto al vieții mele, învață-mă să fac voia ta, că-și tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun, să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Așadar, să nu contenim să lăudăm pe Domnul pentru bunătatea Lui și să nu contenim să dorim să facem totul ca bunătatea Lui să se vadă întreaga noastră ființă, privirea să denote bunătate, cuvintele să exprime asta, și faptele să facă văzută bunătatea Domnului. Și toate acestea, pentru că vine de la El, El răsfrânge peste noi, doar prin Duhul Său ne putem manifesta așa, toate acestea să se întoarcă drept o laudă pentru Domnul și alți oameni să fie cuceriși și alții să fie atrași, pentru că în final să ne adunăm acolo unde nu voi mai fi oameni răi, unde va trona bunătatea lui Dumnezeu. O, ajută-ne, Bunul Dumnezeu, să fim acolo cu toții. Amin.